Magistrații de la instanțele slătinene au continuat și astăzi protestele. Ei au refuzat să-și desfășoare activitatea în prima oră de program, decalând ședințele de judecată cu o oră și au ieșit în fața judecătoriei între orele 14 și 14.30. Lor li s-au alăturat și procurorii corăbieni. Ei sunt decis să-și continue protestul până când doleanțele le vor fi satisfăcute. Noi am precizat că și s-a adoptat în adunarea generală nu abrogarea în totalitate, ci conform solicitării plenului CSM, abrogarea a prevederilor care nu au făcut obiectul solicitării Consiliului. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat aprobarea prin ordonanță de urgență a unor prevederi referitoare la admiterea în magistratură, la admiterea la INM. Ori toate celelalte prevederi nu au făcut obiectul unui dialog sau al unui aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Conducerea acestei asociații profesionale a procurorilor, la conducerea căreia se află prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Corabia, a solicitat public demisia ministrului Justiției Tudorel Toader. Aceasta a cerut oficial secției de procurori a CSM să le apere reputația profesională și independența față de acuzele aduse în spațiul public. Asociația pe care, al cărei copreședinte sunt, Asociația Inițiativa pentru Justiție, a formulat astăzi o cerere de apărare a reputației profesionale și a independenței magistraților către plenul, către secția de procurori a Consiliului Superior a Magistraturii, vis-a-vis de recentele afirmații din spațiul public, conform cărora această acțiune de protest a magistraților ar întruni elementele unei greve și totodată că, făcând acest protest, magistrații ar săvârși o infracțiune. În cuprinsul cererii, noi am dezvoltat pe larg motivele pentru care apreciem că nu ne sunt opozabile aceste prevederi legislative la care s-a făcut referire. Magistrații nu fac grevă, magistrații își îndeplinesc obligațiile ce rezultă din statutul lor de apărarea independenței justiției, a supremației legii și a principiilor statului de drept. Începând de astăzi, judecătorilor și procurorilor slătineni care își manifestă public nemulțumirea, li s-au alăturat judecătorii și procurorii din Caracal și Corabia. Primii au apelat la greva japoneză, urmând să-și desfășoare activitatea până pe 8 martie cu o banderolă albă pe mână, în timp ce colegii de pe malul Dunării au decis să-și suspende activitatea. Ei vor asigura prezența doar la cazurile urgente și cele cu minori.